Bun, dragii mei, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod aici pe România Culture Cars. Numele meu este Bacul Andrei și suntem prezenți la etapa cu numărul 2 din cadrul Romanian Time Attack Challenge. Așadar, avem foarte mult de filmat. O singură zi, ziua de duminică, avem cursele de sprint. Așadar, să dăm drumul la treabă, let's go racing room și țineți minte că strada nu e circuit. Lumea începe să se pregătească de curse. Iată mașinile aici expuse. Și pista care așteaptă să primească piloții în această superbă zi de duminică. Vremea deocamdată ține cu noi, putem să observăm aici în imagini. Deocamdată nu este cald, nu este nici fric, este bine. Dar să vedem pe parcursul zilei ce se va întâmpla, pentru că se anunță ploi după amiază. Evident, la prânz nu chiar, dar după amiază se anunță ploi. Și gata, să-i dăm drumul la treabă pentru că avem foarte mult de filmat. Let's go racing room. Și nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii cine este pilotul vostru favorit aici în Rotac, la ambele categorii, nu doar la cursele de sprint și de pocket rocket, dar și la celelalte clase. Și let's go racing room. Păi nu? Final de zi și final de weekend în cadrul Romanian Time Attack Challenge. A fost o zi plină de suspans din toate punctele de vedere. Foarte greu să vă fac un rezumat, așadar o să vă las linkurile de la competiție în descriere ca să vedeți voi în detaliu ce s-a întâmplat. Și până la următoarea întâlnire, eu am fost Bike Vlad Andrei, țineți minte strada nu e circuit și let's go racing, frum! Toate cele bune, pe curând!